Cum a ajuns Mirela Voicu în presă? De unde până unde? Accidental, domnul Viva, ai uitat tu pe vremea când eram amândoi. Eu l-am uitat, mai am multe amintiri de acum. Când eram jurnalist și eram și tineri și frumoși. Era un anul 3 de facultate, am terminat litere la Universitatea București și în anul 3 de facultate o colegă de-a mea mi-a spus că există la Libertatea un loc de corector. Era un job pe care puteam să-l fac noaptea astfel încât să nu neglijez școala. Ceea ce am și făcut, am fost un an la corectură la Libertatea, pe urmă căutau oameni care la vremea aceea nu puneau virgula între subiect și predicat și îmi place să cred că o pun în continuare corect. Și atunci am început la Libertatea în 1993 sau 4, ceva gen, nu mai știu, de mult, oricum.